sponsorizată de Frisomat. Construcții metalice pentru agricultură. Fiabile, modulare, multifuncționale. Frisomat. Construit pentru viitor. Bun găsit la Cultivat în România, sunt Laurențiu Botin și astăzi vom vorbi despre chestiuni importante pe care atunci când suntem în campania, nu electorală, ci în campania agricolă, aproape că le uităm. Sunt lucruri care trebuie puse la punct și probabil că vor fi puse la punct în viitorul apropiat, sau nu. În orice caz, dincolo de munca efectivă a câmpului, sunt foarte multe lucruri pe care o organizație profesională trebuie să le facă. De asemenea, există și anumite lucruri care țin de justiție și astăzi, în premieră la Cultivat în România, am invitat un avocat să vă spună ce și cum, sau cum puteți apela, sau cum poate să vă ajute pe dumneavoastră, cei care vă ocupați de acest domeniu, să zapați prin hățișurile justiției. Dar nu vă mai monopolizați atenția, vă prezint invitații, ca de obicei, din stânga mea, domnul Emil Dumitru. Domnia sa este fermier, dar este și președintele Federației Pro Agro. Bine ați venit la noi, domnul Dumitru. Bună dimineața. Vorbeam de avocat, îl avem aici în studio de la Casa de Avocatură Ionescu și Sava, doamna avocat Diana Turturică. Bine ați venit la noi, doamna avocat. Bună dimineața, mulțumesc frumos pentru invitație. Directorul general Agrointeligența, www.agrointeligența.ro, Vlad Macovei, ca de obicei alături de noi în studio. Bun găsit, Vlad! Bună dimineața, îi salut și eu cu mult drag pe invitați și, și eu mulțumesc de invitație. Așadar, noul președinte, până la urmă, al Federației ProAgro aici, domnul Emil Dumitru. Ce mai face Federația dumneavoastră? Aș vrea și eu să intervin un pic așa, mai ales că eu sunt un fan al federațiilor. Ești profesionale. Fan? Federațiilor, am înțeles. Le urmăresc foarte atent și am încercat așa să fiu, să o dau un pic pe glumă, dar dincolo de asta organizațiile profesionale și patronale sunt foarte importante. A fost o campanie electorală cu alegeri aproape ca la americani. Știu că, mă rog, toată lumea credea că fostul președinte nu va putea fi schimbat. Așa, credeam că e pe viață și ne obișnuisem cu el. Îl salutăm pe această cale. Pentru nu, dar alegerul conică la el mă refer, a făcut niște lucruri bune și a exact, un președinte de organizații profesionale care chiar s-a ocupat, a fost alături de noi și în campania aceea. Sigur, pe rolul lui pe TAE TVA a fost indiscutabil. Cu deci siguranță. Da, acum avem, cum să zic, tânăra generație. Așa, păi asta vreau să-l întreb. Acum cred că domnul Dumitru e mai tânăr și decât noi, dacă îți vine să crezi, ceea ce, mă rog, nu e lucru bun pentru noi. Nu fie tocmai un lucru bun pentru noi, dar poate pentru domnia sa, cu siguranță. Felicitări pentru campania electorală. A fost campania electorală. Chiar a fost o acolo la alegerea, cu programe, cu platforme, deci a fost la alegerea președintelui. Felicitări pentru poziția aceasta. Și acum, de acum începe lucru greu. Campania a fost așa, fix. Nu e ca la politică. La politică e campania noi grea, au intrat doar. Politică, facem politica agricolă comună, nu avem treabă cu politica. Dar, într-adevăr, a fost o competiție. Până la urmă, competiția generează succes și progres. Eu cred că suntem pe un drum care trebuie să-l bătătorim bine și ca formele asociative despre care domnul director general le amintea să fie credibile și să aibă expertiză profesională, trebuie să muncească foarte mult, să implementeze măsuri bune, să genereze valoare adăugată. Ce este important, pentru că membrii dumneavoastră au foarte multe așteptări, da? ProAgro a fost cumva standardul, nu? Dacă ține bine minte, cu fondul mutual. S-a vorbit foarte mult din partea ProAgro despre fondul mutual. De asemenea, s-a vorbit foarte mult despre reprezentarea cu adevărat importantă a României la Copa Cogeca, tot Federația ProAgro. Astea sunt așteptări de la dumneavoastră. Dincolo de astea, și aștept și răspuns la aceste două întrebări care au fost așa puse ca și constatare, vreau să știu pentru membrii dumneavoastră, dar și pentru nemembrii, ce v-ați propus pe perioada primului mandat. Sigur, în primul rând... Dacă îmi dați că o să facem, o să mergem... Nu, concret, vreau să știu. Concrete, în primul rând, noi trebuie să facem o strategie de dezvoltare a agriculturii venită de la organizațiile membre pe fiecare filieră de produs. Veți observa și în inconsecvența autorităților, pentru că lucrează cu cifre diferite. Eu vreau să discutăm de organizații comune de piață, vreau să facem o analiză, un master plan pe ce înseamnă dezvoltarea agriculturii, să nu mai finanțăm investiții în mediul rural,
rural care sunt neprofitabile și care, în loc să aducă valoare adăugată, sunt eșecuri totale. Vreau să gândim o strategie, în primul rând, de cooptare a organizațiilor reprezentative în procesul decizional al Ministerului. Suntem între puținele state din Europa pe care astăzi nu putem să avem o construcție de parteneriat public-privat între organizații profesionale și minister. Franța, care a răspuns la criză, a făcut Franța Agrimer, în care a introdus organizațiile profesionale în agenția plătitoare și a crescut absorpția cu 13 puncte procentuale. Asta trebuie să facem. Legat de întrebările dumneavoastră, fondul mutual, eu fiind și fermier, din punctul meu de vedere, ar trebui regândit sistemul în care să funcționeze un fond mutual nu pe baza unei fundații, ci pe baza unei instituții financiare nebancare, pentru că acolo este vorba de sume de bani consistente și trebuie să gestionate de către profesioniști, iar în Consiliul de Administrație, într-adevăr, să facă parte fermierii de la toate organizațiile reprezentative, din punctul meu de vedere, tocmai pentru a se elimina suspiciunea legată de modul în care se gestionează sumele de bani. Și, într-adevăr, eu cred că poate fi un proiect important, dar în măsura în care la început vom intra pe o schemă de ajutor de stat, pe indemnizație privind pierderile de venituri, pentru că în 2012 sarcina administrativă a Ministerului Agriculturii pe ce înseamnă calamități, ce au însemnat calamitățile din 2012, era undeva la 160 de milioane de euro, în condiții în care noi discutăm de fondul mutual de 220 de milioane prinși în proiecția bugetară 2014-2020. Adică, din punctul meu de vedere, nu este sustenabil, având în vedere incidentele climatice pe care România le... Deci trebuie mai mulți bani. Absolut. Bun. Pentru că e un subiect drag și în același timp sunt și interesat, să zicem așa, din punct de vedere profesional. Nu se va putea vorbi niciodată de un succes al mișcării profesionale și patronale în România cu efect direct asupra fermierului, amicului producător agricol, că e cultură vegetală, că e zootehnie, că e industria alimentară, dacă nu va exista o coordonare intimă, dacă vreți, între ProAgro și Lapar. Pentru că știți foarte bine că în trecut au existat o grămadă de fricțiuni aici, chiar mi-amintesc de Laurențiu, au găzduit niște emisiuni. Le dăm pe toate acum? Găzduiai niște emisiuni în care se răsturna masa de-a binelea cu acuzații într-o parte și în alta. Cu acuzații, și... cu jigniri, cu... N-a fost bine. Nu. N-a fost bine pentru fermieri, repet, că oamenii între ei treaba lor, unii se mai înțeleg. Deci trebuie să existe în mod evident o coordonare și o cooperare. Vine întrebarea aia, dură. Cu Baciuc, de la Lapar, cum e relația? Este una instituțională în care pe domnul Baciuc respect foarte mult. Una instituțională. Nu. Ați vorbit până acum? Îmi pare rău că am brelocul pus undeva pe masă acolo. Am un brelocul la par. Eu sunt membru la par, da? Deci orice acțiune pe care domnul Baciu o face... Eu am la cheire de la mașină un breloc cu Maica Domnului și relația mea cu Maica Domnului este una ca de la credincios la Maica Domnului. Asta nu înseamnă că... Eu credeam că ai o icoană cu la par, dar nu e... Nu. Scopul și al ProAgro și al Laparului este să obținem niște rezultate pentru fermierii din România. Da. Deci noi o să construim un parteneriat în care, pe niște principii solide de funcționare, fără să intru într-o retorică care nu mă avantajează și nici pe niciunul dintre noi, pentru că cei care se uită la emisiunea noastră sunt fermieri și vor să vadă în noi niște oameni care să le prezentăm o garanție că cu ceea ce venim noi să oferim soluții ministerului ca vector de imagine, ca și conduită, este să se realizeze. O să dau eu din carte la... Mai avea și o mică întrebare. Dar Baciu nu prezintă garanție președintele la par? Absolut. Că întrebam și eu acum. Ba din contră. Domnul Baciu, alături de ceilalți președinți de organizații puternice, cum este și domnul Claudiu Frân, să mă scuze cei pe care îi omit și pe care... E plină țara de președinți acum. Sunt oameni care vin din producție, au pus suflet în ceea ce fac și vor să ducem mai departe agricultura. Hai că nu mai sunt răzit tu, Vlad, din casă. Nu, premizele ca să existe o colaborare eficientă între domnul Baciu și domnul Dumitru sunt bune. Acum, știți cum e, ca într-o relație, mai te mai ceri, te mai împaci, oricum. În mod evident există o premiză de a se coordona, mai ales pe cultura vegetală, pe cultura mare. În schimb,
O nișă pe care ProAgro o poate acoperi foarte bine este pe zootehnie, unde nu există o coagulare atât de puternică ca pe cultura vegetală. Și problemele din zootehnie sunt și acolo probabil o grămadă. Pentru că nu pe zona de promovare a produselor, pe zona de viticultură, unde domnul Dumitru iarăși se pricepe foarte bine și chiar reprezintă o organizație patronală, nu? Pe zona de... Practic există zootehnie, că... Nu, eu ziceam de reprezentare. Da. Deci pe reprezentare, fiind 17 organizații... Păi nu, ProAgro stă mai bine, la parul stă mai bine pe cultura mare. Să vorbesc și ceilalți mai bine prefer să vorbesc de... Păi nu, eu pot să-mi permit să zic. Dar este clar că este nevoie de, până la urmă, de o discuție foarte serioasă, dacă vrem cu adevărat să fim credibili și în fața autorităților. Pentru că astăzi îi place de dumneavoastră, ministrului vă va chema pe dumneavoastră la discuții, mâine îi place de Dumitru și mă va chema pe mine. Noi trebuie să oferim o alternativă din punct de vedere al profesiunii, din punct de vedere al filierelor de produs. Dacă astăzi discutăm de o zootehnie cu o implicație în PIB-ul pe agricultură de 27%, asta ce ne spune? Ne spune că avem o zootehnie subdezvoltată. Păi e jenant chiar, 27%. Este chiar jenant, da? Pentru că nu reușim păi, să facem... Mai înainte m-ați certat când am spus că nu există zootehnie și acum stăți de acord cu mine și îmi dați și argumente, îmi dați și cifre. Nu că nu există, am spus că... Păi nu există, la 27% nu există, clar. Sigur, trebuie să facem niște pași, trebuie să gândim niște măsuri stimulative, pentru că altfel vom exporta materie primă cum facem. Da, ce zicem noi, de cât zicem, Vlad? De un an zicem chestia asta, nu? Păi da, acum că zicem e una, ideea este important că... Important este să venim și exact cu soluții. Practic, ca să vă dau un exemplu concret de cum se poate influența o decizie, cum poate o decizie politică să influențeze zootehnia României, apropo de lucrul ăsta. Există un proiect de regulament al Comisiei Europene privind decizia de naționalizare a importului de organisme modificate genetic. Da? România, ca și toată Europa, este net importatoare de șrot de soia, care este utilizat în furajarea animalelor. Cred că peste 90% e șrot de... 88%, deci practic o astfel de măsură, dacă s-ar lua, în primul rând ar afecta zootehnia românească și consumatorul până la urmă, ar plăti un preț mai mult, da? Exact. În condiții în care noi cultivăm în România 100.000 de hectare de soia non-GMO, dar care cu bună, de toată jena 100.000 cât ar putea cultiva noi România. Noi să ne asigurăm un corect consum de șrot de soia. Iată bun, și ce trebuie să facă politicul? În primul rând să se lupte și să vină cu cifre pe care chiar noi le-am furnizat ministerului, să-i convingă pe cei de la Bruxelles să înțeleagă că România, pe de-o parte, se opune unei decizii dintre astea, care mie mi se pare cel puțin aberantă, de a naționaliza importul de soia. Adică cum? Dacă Ungaria naționalizează importul de soia, nu mai avem voie să tranzităm cu animalele pe teritoriul Ungariei, pentru că au ei suspiciuni legate de faptul că noi am furajat... Nu, România aici trebuie să joace cartea pe interesul ei național. Păi care... Știți cât am câștigat, apropo, că este chiar o, până la urmă, și o provocare pe care o lansăm în mediul politic. Știți cât ar câștiga România dacă ar cultiva soia modificată genetic? Eu știu cât am pierdut din 2007. 1 miliard 400 de milioane de euro, da? România a pierdut 2 miliarde de euro din 2007 până acum. E un paradox, adică eu, consumator, astăzi consum produse care conțin GMO, dar n-am voie să cultiv. Haideți să punem. Știți care e cea mai mare ipocrizie la asta, la GMO, la organismele modificate genetic? Unu, toată America, Statele Unite, Argentina, Brazilia cultivă fără nicio problemă. Deci acolo e la liber. În Europa nu este voie. Ok, pot înțelege argumentele celor care sunt împotrivă, dar ipocrizia vine în momentul următor. Noi nu avem voie să cultivăm, în schimb ni se dă voie să importăm. Deci trebuie să... Telespectatorii trebuie să știe că în acest moment 90% din hrana porcilor, vitelor, găinilor, ce vreți dumneavoastră, pe care noi le mâncăm, deci hrana aceasta o reprezintă soia modificată genetic. Prin urmare, noi nu avem voie să cultivăm, dar avem voie să importăm. Dacă înțelegi ceva din chestia asta, nu știu. Eu de exemplu, nu înțeleg. Adică, ori facem
la zero. Nu avem voie nici să cultivăm, nici să importăm. Dar atunci România ar trebui să știe că prețul la kilogramul de carne s-ar putea să fie dublu sau chiar triplu decât e în prezent. Sau ar trebui să foarte fie bine, pe picior eu de egalitate. Eu o iau ca atare și ceea ce a spus domnul Dumitru, o transmitem și cu siguranță. Eu nu sunt avocatul nimănui, dar... O vede cineva din clasa politică și hai să vedem ce se întâmplă mai departe. Și cu ocazia asta aș introduce o discuție și pe doamna avocată Diana Turturică și aș întreba și pe domnul ăsta ce a înțeles din discuția noastră până acum. Din discuția până acum și inclusiv din piață avem acele semnale cu privire la necesitatea asocierii. Fermierul român nu mai poate funcționa ca individ exclusiv, se pierd finanțări, se pierde accesul la desfacere, la relația cu procesatorii. Iar aici cred că vine unul dintre principalele motive pentru care poți apela la avocat ca să te scape de un proces puțin încă dureros în România, cel de a-ți înființa un SRL, de a te autoriza ca PFA. Din fericire, echipa noastră este destul de tânără și asta a fost un avantaj în relația cu mediul de business în agricultură, pentru că și fermierul român este din ce în ce mai tânăr. Nu știu dacă domnul... Bună, dincolo de înființarea PFA-ului, dincolo de înființarea unui SRL sau ce mai vreți dumneavoastră, la ce e util avocatul? Bine, acum toată lumea, dacă nu are avocat, acum e pierdut în spațiu, teoretic. Dar uite, vedeți, pentru că toate legile, toate normativele astea, toate trăznăile astea, astea fluctuează și fluctuează rău de tot. Aproape că ești în no man's land aici. E un mediu legislativ foarte volatil. Într-adevăr, mulți dintre clienți au nevoie de explicații. Au nevoie ca în momentul în care apare un ordin, în care apare o ordonanță de urgență și sunt atât de multe prin care se modifică legislație importantă, au nevoie de o opinie juridică în care să li se spună la nivelul lor de înțelegere ce anume au de făcut în continuare, ce s-a schimbat din ceea ce au făcut până acum și cui se pot adresa pentru a avea parte de cele mai bune soluții pentru businessul lor. Și fermierul, până la urmă, să înțeleg eu, e ăla care merge în câmp și muncește. El nu are timp nici de hârțogăraie, nu are timp nici de contabilitate. Nici apropo, de... știți câte pagini a conținut ordinul cu declarația pe suprafață pe anul 2015? A, chestia aia de ziceai că fac 53 de pagini, da? Practic, bun, trebuie să ne gândim că specificitatea agriculturii românești este una în care avem și mic fermier. Gândiți-vă ce înseamnă din punct de vedere al birocratizării excesive a unei astfel de măsuri, care până la urmă este un succes pentru România, că avem absorție pe plăți directe pe suprafață. Nu știu, trebuie să găsim niște soluții să simplificăm. Altfel, tot pentru că vă spun ce cred. Cred că funcționarii statului, din teama de a nu avea o răspundere foarte mare, creează niște bariere birocratice, plecând de la prezumția că fermierul român intenționează să eludeze în vreun fel legea, ca să nu spun altfel. Ceea ce mie mi se pare... Deci asta e prezumția în România? Asta că toată este lumea... percepția mea... Cum zicea Rădulescu? Toată lumea sunt un hoț, nu? Așa zicea Rădulescu. Celebrul Rădulescu, Adrian, toată lumea sunt un hoț. Și așa spuneți dumneavoastră că deci funcționarii statului... Percepția mea este că pentru a se ascunde în spatele unor reglementări excesive, tocmai de teama de a fugi de răspundere, pentru că știți ce se întâmplă. Sunt motivați din punct de vedere financiar, ceea ce este foarte bine și noi chiar vrem să avem funcționari bine plătiți ca să implementeze proiecte foarte bune. Dar dacă nu instituim și un criteriu de performanță al funcționarului, noi riscăm printr-o birocrație excesivă să nu mai avem succes în anumite măsuri. Și mă scapă avocatul de birocrație? Dacă vă cere o adeverință prin care să vă confirme că n-aveți nevoie de adeverință, trebuie să vă scoate avocatul. Asta este. Facem ghiduri ale solicitantului că parcă ar trebui să facem nave spațiale, nu să implementăm asta un proiect într-o fermă. Asta adeverința că n-ai voie de adeverință. Poftim? De la Cultivată România, de la emisiune, știți? Nu, eu știu asta că în 2008 am depus proiect și mi s-a cerut să aduc adeverință că n-am nevoie de adeverință la un tractor de mediu, că respectă niște norme, Tier 3. Două întrebări punctuale pentru doamna avocat. Prima este,
Știți că noi am vorbit foarte mult de asta cu cadastru, care practic ar trebui să fie un moment zero al profesionalizării agriculturii românești, pentru că nu poți vorbi de o piață reală a terenurilor, nu poți vorbi de un control, apropo și de plățile pe suprafață, de un control riguros al modului în care se fac plățile, dacă nu avem cadastru în România. Și aici, din păcate, toate partidele au cam dat-o de gard, ca să zic așa, pentru că în ultimii 11 ani am avut 10 miniștri ai agriculturii, deci o medie aproape de un an și o lună pentru fiecare ministru, de la toate partidele, de la absolut toate partidele, și niciunul n-a fost în stare să pornească o chestie pe zona asta și să o implementeze. Deci asta vreau să... Cât de importantă e problema cadastrului în rândul clienților dumneavoastră și cu ce probleme... Și a doua este... Ce gen de, pentru că noi vorbim și de lucrurile bune, dar ce gen de litigi există din punct de vedere juridic în rândul fermierilor cel mai mult? Deci unde se ceartă fermierul cel mai mult cu autoritățile sau ei între ei? Nu știu cum. Doamna avocat, am să vă rog să ne răspundeți peste ceva timp, ca să lăsăm așa suspans cadastru și litigiile principale cu care se întâlnesc fermierii. Nu de alta, dar vreau să vă arăt, doamnelor și domnilor, pentru că revista agrointeligența.ro și site-ul www.agrointeligența.ro a publicat un material extrem de interesant, 20 de afaceri pe care le poți începe cu sume între 1000 și 5000 de euro, Vlad, parcă așa am citit, da, și da. Eu. E până la urmă un îndemn, o încurajare. Încercăm nu trebuie neapărat să fii milionar. Să vă dăm câteva exemple, dacă aveți ceva bănuți, dacă nu împrumutați, vindeți un rinic, ceva, și puteți începe un business care poate deveni de succes în agricultură. După aceea luăm publicitate și după aceea ne spune doamna avocat ce și cum cu cadastru, ce și cum cu litigiile. Și mai am o întrebare pentru domnul președinte, că dacă tot a venit aici să nu plece, chiar așa neîntrebat. Publicitate, materialul, publicitate și revenim. Pentru a porni o afacere în agricultură, nu este nevoie întotdeauna de o investiție foarte mare. Sunt multe culturi agricole sau microferme de animale care pot asigura un venit pentru familiile care locuiesc la țară. Iar bugetul necesar pentru a porni aceste business-uri este de cele mai multe ori sub 5.000 de euro. În acești bani nu intră terenul agricol și nici munca fermierului și a celorlalți membri ai familiei. O mică afacere cu ciuperci poate fi înființată de orice familie din România, fiind o oportunitate de business în agricultură chiar și pentru persoanele care nu dețin teren agricol. Cu o investiție inițială de 1000 de euro și deținând spațiul adecvat, care poate fi o anexă a casei sau un beci spațios, o ciupercărie aduce un venit lunar de 1000-1500 de lei. O altă afacere care poate fi pornită cu o investiție minimă este ferma de găini ouătoare. Microferma poate pleca la drum cu doar 15-20 de găini și un adăpost pentru păsări. Altă cheltuială va fi reprezentată de hrana găinilor ouătoare, cereale, oleaginoase și lucernă. Trebuie luat în calcul și un spațiu în care găinile să aibă acces la iarbă verde și aer curat, dar și un incubator pentru sporirea efectivului de păsări. Tot cu bani puțini se poate începe și producția de dulceață sau siropuri, afacere pentru care este bine să aveți măcar o livadă de 1000 de metri pătrați. O mare parte din cheltuială va fi reprezentată de ambalarea producției, mai ales pentru că dulcețurile trebuie să aibă și un aspect atractiv. Se poate opta pentru prepararea la ceaun, în curte sau la soba cu foc de lemn, ambele variante implicând un cost minim și garantând o aromă specifică produselor artizanale. Tot o afacere mică poate fi cultura de cartof mov, apreciată anul trecut ca fiind cea mai profitabilă cultură agricolă din România. În 2015, numărul celor care au astfel de plantații este mult mai mare decât în trecut. Pe de altă parte, prețul cartofilor mov a scăzut. Astfel, dacă la început de 2014 un kilogram de cartofi colorați se vindea la unii producători cu 30 de lei prin comandă, aceeași cantitate se vinde acum pe site-urile de anunțuri cu sume între 6 și 10 lei, preț similar cu acela din marile rețele de magazine. Totuși, în ciuda scăderii prețului de vânzare, cartofii mov continuă să fie o afacere rentabilă. Cu un buget de sub 5.000 de euro se poate începe și business-ul cu pui țărănești, despre care toate studiile arată că au o carne mai bună la gust și sunt mai sănătoși. Dacă puii din sistemul intensiv ajung la greutatea optimă sacrificării în 40 de zile, cei crescuți în libertate pot fi tăiați doar după 100 sau chiar 120 de zile. Cât despre curcani, sunt crescuți între 7 și 8 luni înainte de a fi sacrificați. De aici și prețul mai mare pentru acest tip de carne, undeva în jur de 30 de lei pentru puiul țărănesc și de 35 de lei pentru curcanul crescut doar cu hrană naturală. Pentru a vedea ce alte afaceri în agricultură pot fi începute cu sume sub 5.000 de euro, puteți consulta site-ul agrointeligența.ro. Emisiune realizată cu sprijinul Pioneer. Construim viitorul împreună!
Emisiune realizată cu sprijinul Timac Agro România, Top Fos, pentru că producția începe de la rădăcină. Fata Morgana României din 1991 încoace poate fi numit și sau poate fi numită și cadastrarea, ca să fac corect acordul. Totuși e bine ca fermierul să aibă ambii rinichi, că o să fie nevoie când dă cu sapa, când asta, adică ai un pic asta nevoie. Asta merge pe piață, trebuie Nicu, să te hidratezi. Viața. Eu zic că cadastrarea, mai bine un vis frumos, frumos de la prieten, că la bancă e mai complicat. Da. Și cred că asta cu cadastru devine și un principal litigiu, am impresia. Aici vroiam să ajung, în toată discuția asta. Din cât am înțeles, în perioada aceasta ar trebui să fim în faza de informare cu privire la cadastrul național, nu știu cât ați adică văzut. Adică vă informăm că facem cadastru, nu? Nu știu dacă ați văzut că se informează. Nu, eu nu știu. Nici eu nu am mai văzut în presă, de la momentul la care s-a adoptat actul normativ, nu a mai apărut nimic. Bun, poate întârzie informarea. Nu cred că s-a mers înainte cu partea de adunarea documentelor, care am înțeles că ar trebui să fie etapa următoare. Chiar și aici sunt fermieri care ar putea avea nevoie de ajutorul unui avocat. De multe ori, în spatele unui teren se află documentație neclară, documentație pierdută, documentație care nu s-a reconstituit, titluri neclare și atunci, practic, cadastrul ar trebui să pornească de la clarificarea titlului de proprietate asupra terenului care urmează să fie cadastrat. Atât în relațiile de vecinătate, cât și ca urmare a măsurătorilor, e posibil într-adevăr să apară litigii. Cum încă nu a luat amploare acest fenomen, nu știm care va fi implicația în zona de litigii. Știi, mai bine să fii precaut. Spun eu, sunt colegi fermieri care au cumpărat în anumite tarlale suprafețe de teren conform titlurilor de proprietate și când s-a făcut cadastru nu mai încăpeau în tarlaua respectivă. Da? Deci au cumpărat un simplu titlu de proprietate fără să existe în fapt suprafața de teren. Practic cadastru, dacă mă întrebați pe mine și facem o analiză la legile fondului funciar, da? Vom constata că avem suprafața medie de proprietate undeva la 2,8 hectare împărțită în 4,8 parcele. Da? Eu sunt fermier și trebuie să spun că noi am hotărât împreună să facem schimburi între noi ca să putem să comasăm în vreun fel, să avem exploatații care să poată să fie lucrate cum trebuie, fără să ținem cont de titlul de proprietate. Mi s-ar părea mult mai corect ca statul să gândească un mecanism de ajutor de stat, pentru că vă spun, sunt contracte de arendă cu titlul de proprietate cu 5 copii care n-au dezbătut succesiunea pentru că părinții lor de funcții n-au făcut în timpul vieții lucrul ăsta și cum o să facem? Mergem la notariat, facem o împuternicire pentru unul singur. Ne certăm unul cu altul. Sunt niște lucruri care... Deci amețită rău de tot, nu? Este, eu, din punctul meu de vedere, știu o localitate în județul Călăraș unde s-a făcut intraviranul la cadastru într-un an și jumătate, da? E vorba de vreo cât? 30-40 de hectare. Bun, să zicem că e intravilan, da? Eu estimez că termenul de 2018 care ni l-am fixat noi ca obiectiv să avem cadastrat terenul agricol al României este, din punctul meu de vedere, este... Haideți că nici noi nu știm și nu știe nimeni că n-am primit informarea și așteptăm informarea. Cu ce se mai ceartă, dar rapid așa, fermierii, dincolo de cadastru? Se ceartă cu finanțator, se ceartă cu APIA. Deci ceartă... cu APIA, cu astea, nu? Deci trebuie cu bani. Deci când e de ceartă, e clar că ai nevoie de un avocat, nu? Că... În privința cadastrului strict pe legislație, metoda de măsurare s-a schimbat de aproximativ 3, 4, 5 ori din anii 80 până acum. A, deci de la cu piciorul până la laser sau prin satelit. Pe un act din anii 80 nu mai este. Acum cred că prin satelit se face. Sau nu știu. Dar nu știm că nu avem informarea. Și dacă nu avem informarea, nu avem de unde să știm cum se face, cum se va face și când începe, nu? E păcat, chiar e păcat. Bun, ideea este în felul următor, că nu mai avem foarte mult timp și trebuie să adresez cu tot respectul întrebarea asta domnului președinte. Domnul președinte, să înțelegem și noi și poporul ăsta român, dar omul cui sunteți dumneavoastră? Omul cui? Da.
De ce credeți că orice președinte care ajunge într-o funcție de genul ăsta... Așa cred unii, domnul președinte. Da, cred unii, n-au decât să se și exprime omul cui sunt. Eu păi sunt eu am întrebat, om, eu pot sunt, da toate trăznaile. Absolut. Eu sunt omul sectorului agricol, vin din sectorul vitivinicol, am lucrat în sectorul vitivinicol din 2006, avem rezultate pe sectorul vitivinicol și aici cifrele îmi dau dreptate că avem absorție de 100% pe deci fonduri europene. Deci nu sunteți omul nimănui. Și nu sunt omul nimănui. Eu sunt Emil Dumitru și sunt fermier de la Chisele. Eu sunt Laurențiu Botin și vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Și Elevat Macovei și vă invită pe site-ul agrointeligența.ro. Toate bune! Partenerul emisiunii prezintă oferte inteligente. Înlocuiește lucrurile vechi cu unele noi prin programul Rabla. Acum ai oferte speciale la modelele Corsa și Astra și garanție 5 ani prin Opel FlexCare.